Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi povestim despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută și o să vedeți că încet, încet mă duc înspre parfumurile alea puternice, dulci, persistente, intense, pentru că este cea mai frumoasă perioadă în care să profităm de parfumuri, lăsând la o parte faptul că au fost niște zile, deci a fost atât de cald zilele trecute, nu mă interesează, la mine este toamnă și port oricum ce vreau eu, când vreau eu. Încă nu am trecut la parfumurile alea bombă, acele parfumuri care pot fi purtate doar în perioada rece sau așa pot eu să le port, mi se pare că e prea mult în evidență și nu vreau asta, însă am niște parfumuri în colecție și am descoperit niște parfumuri care miros de la 5 km. Da, foarte puternice, o să le vedeți și pe acelea în clipurile viitoare, o să fac și un haul, însă astăzi vorbim despre parfumuri mai feminine, dulci, dar nu așa, nu ies foarte mult în evidență cum sunt altele. În orice caz sunt parfumuri bune, persistente și haideți să trecem la parfum. O să încep cu acesta, parfumul despre care vă spuneam eu că este potrivit în seriile de vară. Ei bine, acum pot să-l port oricând, când am eu chef. Este vorba despre Valentino Born in Roma Intens și este un parfum dulce, floral, avem iasomie, avem multă vanilie și îmi place atât de mult vanilia în parfumuri, iar acesta este... De exemplu, încă n-am simțit nevoia să-l port pe Burberry Goddess, pentru că el nu are florile ca să mai domolească această vanilie. Burberry Goddess este mai puternic, are o vanilie mult mai in your face. Acesta este echilibrat de flori, de această iasomie superbă și îmi place mult combinația asta de iasomie și vanilie pe care o regăsim și în Angel Elixir, de exemplu, că tot l-am testat recent și mi se pare că baza aduce foarte mult în zona asta. Îmi place, dar n-aș vrea să-mi iau prea multe parfumuri care seamănă cumva. Am vrut și Born in Roma Simplu, care este mai fructat, mi se pare mai pentru vreme caldă, bine. Merge și iarna. Ce mai era în zona asta? Prada Paradox, cred că este în zona asta, dar acest Valentino Born in Roma este ceva mai cald, mai ambrat și mai sexy, mi se pare mie, deci este un parfum foarte frumos, foarte, foarte frumos. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este acest J'adore Voile de Parfum de la Dior. Cred că voi nu știți despre existența lui în colecția mea, însă am luat o parțială, l-am folosit și mai am, să-l mai folosesc de câteva ori. Nu știu dacă până acum n-a intrat niciun J'adore în colecția mea, adică n-am simțit nevoia să-mi iau originalul, nici nu mai țin minte cum miroase pentru că l-am testat acum câțiva ani, dar... sunt curioasă și o să-l testez și pe cel original. Știu că a apărut acum J'adore Lor, dacă nu mă înșel, parcă așa se numește. Și este un parfum foarte mieros, așa floral mieros. Îmi place cum miroase și acela, însă nu sunt chiar în zona mea, nici J'adore acest voal de parfum. Este foarte diafan, mi se pare foarte potrivit așa primăvara, în perioada asta de tranziție. Un parfum diafan, un parfum care mă duce cu gândul la o mireasă. Are ca și note trandafir de damasc, iris de Toscana parcă, stânjenel de Toscana și mosc alb. Da. Dar cred că mai are și alte note din punctul meu de vedere, pentru că este un parfum dulce și nu știu de unde vine această dulceață, parcă să spun că simt în el și niște vanilie, se simte trandafirul, este un trandafir frumos,
Irisul nu este ca irisul acela care, pe care îl găsim acum în parfumuri, ca în My Weile Parfum, de exemplu, nu este atât de intens și atât de puternic, este ceva mai finuț aici, dar este foarte plăcut. Este dulceag, este floral, pudrățel, dar nu foarte pudrat, mi se pare un floral curat. Îmi place parfumul acesta, dar nu este ceva ce aș recumpăra neapărat, decât dacă mai găsesc așa sticle parțiale. Îmi place, mi se pare potrivit în perioadele de tranziție, cum este această perioadă, primăvara, este foarte bun și vara, din nou, este potrivit vara pentru că este dulce, dar nu este prea dulce. Oricum, nu vreau să insist prea mult cu acest parfum pentru că nu cred că se mai găsește. Mi se pare un parfum curat, floral, dulceag, potrivit pentru o mireasă. Nu știu de ce m-a dus cu gândul exact la o mireasă atunci când l-am mirosit prima dată. Ce să vă mai zic eu? Un parfum romantic și foarte feminin, curățel, îmi place. Am purtat și Aura de la Mugler, despre el o să vorbim într-un video separat și am mai vorbit în parfumurile săptămânii pentru că l-am mai purtat, dar vreau să vorbesc într-un video despre acesta, despre apa de parfum și despre Aura Sensuel. Ei bine, acesta este o variantă mai proaspătă, mai verde. Cumva este un parfum sălbatic, mă duce cu gândul la frunze, la Bali, de exemplu, la o vacanță de genul ăsta, mi se pare și un pic aromatic, are niște semințe de hibiscus, poate că se simte rubarba, da, se simte rubarbă, și notele verzi, are ceva aromatic acolo, este și fructat, dar este și proaspăt, nu este prea dulce. Are o bază de vanilie, iris, mosc și ambretă, dar nu mi se pare foarte pudrat în bază. Nu mi se pare genul acela de parfum foarte pudrat. E verde, fructat, aromatic, dar este un alt fel de verde, că asta spun eu mereu, este un alt fel de verde. Seamănă el cu apa de parfum, dar nu este atât de dulce. Pe el chiar îl văd un parfum potrivit pentru vară, pentru primăvară, tot așa pentru perioadele de tranziție, dar îmi place mult și o să discutăm într-un video separat despre aceste inimioare de la Mugler. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este acest Rossendo Matteo 6. Am acest decan de la o prietenă, mai am un alt decan pe care nu l-am consumat. Îmi place mult parfumul acesta. Am mai vorbit noi despre el, am mai primit și alte decanturi, deci o să vină în curând un video în care povestim despre parfumuri pe care le-am testat sau le testăm împreună. În orice caz, despre acesta am mai vorbit și în continuare îmi place foarte mult și în continuare mă gândesc la o sticlă full size. Deși este un parfum foarte puternic și îmi ajung aceste decanturi, pentru că nu, mai mult de 3 pufuri nu ai cum să folosești, este foarte puternic. Acesta chiar este o bombiță parfumată. Proiectează foarte bine, persistă foarte bine, deci și peste 2 zile dacă iau un tricou pe care am folosit acest parfum, miroase super puternic. Are o deschidere zemoasă, suculentă. Are un iz oriental, cumva mă duce cu gândul în zona asta de erba pura, dar eu nu știu originalul, doar am așa o idee despre cum este el. Fructe, suculente, proaspete și izul acesta oriental. Are o iasomie foarte frumoasă, deci proaspătă și ea. Este și dulceac, este pudrățel.
mă duce un pic cu gândul și la deschiderea din Kenzo World Power, apa de toaletă, despre care vă povesteam eu vara. Este o combinație de fructe suculente, avem și condimente, dar este și dulce în același timp, nu foarte dulce, dulceac pudrat, și îl văd potrivit tot anul. Chiar dacă el este un parfum așa mai efervescent, îl văd purtat tot anul, este superb. Bine, avem și o bază de moscalb, vanilie și ambră, adică nu este un parfum fructat proaspăt. Nu. Mai greu de descris, dar vă recomand să-l testați și oricum, când vine vorba despre un parfum care este destul de scump, nu, niciun caz să nu cumpărați blind. Am purtat și parfumul meu prințesistic, este vorba despre Granballo de la Casa Morati. Ce voiam eu să vă spun despre acesta? Este un parfum dulce, are caramel, are vanilie, are ambră, în bază mă refer, are și flori și niște fructe, însă per total așa este un parfum dulce, pudrat, dar nu foarte dulce, adică nu regăsim în acesta un caramel lipicios, nu. Mi se pare că nu este nici prea dulce, dar se duce totuși în zona parfumurilor dulci pentru persoanele care iubesc parfumurile dulci și gurmande. Ei bine, pe acesta l-am purtat și vara, deci nu este foarte, foarte dulce. Și ca și alternative mai accesibile, aș putea să vă spun și vouă despre așa ce am mai mirosit eu și ce am descoperit că se duce în zona asta. Viva la Juicy Gold Couture, de la Juicy Couture. Acum eu nu știu și original. Viva la Juicy Couture, parcă așa se numea, nu mai știu. Dar și unul de la Gucci se duce tot în zona asta de parfum așa roz, prințesistic, așa miroase a roz. Așa miros și acelea, știu că Viva la Juicy Gold Couture are acest caramel, are și niște flori și tocmai asta mi-a plăcut, combinația de flori și caramel. Cam atât despre acesta, îmi place foarte mult cu miroase și îmi plac și acele variante cu miros roz. Am purtat încă un parfum prințesistic, de această dată vorbim despre Drage de la Reminiscence, din gama aceasta Le Note Gourmand. Drage este preferatul meu din această gamă și din nou este un parfum dulce, dar nu foarte dulce. Avem așa niște bombonele pe care le mâncam atunci când eram copii, erau cumva niște alune glazurate. Și acesta așa miroase, dar are floarea de migdal, care mie îmi place foarte mult. Este un parfum pudrat, floral, pudrat, migdalat, glazurat. Așa miroase. Eu sunt mulțumită de el din toate punctele de vedere. M-a întrebat mereu despre proiecție, despre persistență. Acolo unde este cazul, vă spun, când un parfum nu persistă, când dispare de pe mine, în rest nu... Nu stau să analizez după ore cât persistă un parfum pe mine, însă, de exemplu, pe acesta, dacă îl folosesc pe mine astăzi, îl simt și mâine pe haine, pe țesături. Acum pe piele știți că parfumurile nu stau atât de mult, însă eu când folosesc parfumul îl folosesc în ploaie. Despre cum percep cei din jurul meu parfumul nu am cum să știu exact. Când trec pe stradă și simte cineva parfumul, nu-mi spune mie, vai, miroase de la 3 km. Este un parfum destul de intens din punctul meu de vedere, destul de persistent. Eu îl simt destul de mult timp, adică sunt mulțumită de el din toate punctele de vedere și este un parfum care îmi place. Este un parfum simplu totodată, adică nu este nimic complicat. Este destul de liniar, se transformă așa puțin câte puțin la modul că se îndulcește din ce în ce mai mult și se duce din ce în ce mai mult în zona asta de vanilie, migdale, floare de migdal.
dar nu este nimic complicat, este un parfum simplu și frumos din punctul meu de vedere. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este Black Kiss de la Lorina. Un alt parfum pe care eu îl ador, un alt parfum care este la un preț foarte mic pentru ce oferă el. Asta cred eu, pentru că îmi place foarte mult parfumul și de asta vă zic așa, dar este destul de ciudățel așa, la modul că ar fi bine să-l testați înainte, pentru că are o deschidere mai ierboasă, mai condimentată, dar se transformă și devine. Mie îmi place oricum combinația asta, e altceva. Altceva și miroase foarte bine. Are o bază foarte frumoasă, are o bază foarte frumoasă și vanilată, dar combinația asta de chestii condimentate și ierboase e așa o vanilie îmbrăcată în condimente. Avem și note verzi, avem piper, ghimbir, cardamom, avem și niște flori și fructe. Dar baza este vanilie, rășină benzoică, lemn de santal, cedru, ambergris, patchouli și mosc. Foarte interesant parfumul acesta și foarte persistent. Iar atunci când el se dezvoltă încet încet și ajunge la acea bază vanilată, care mie îmi place foarte mult, am folosit și originalul, seamănă foarte mult, este... Originalul este și el unul foarte puternic, este un parfum puternic, dar diferența este de finețe și de ingrediente cu siguranță. În orice caz, pentru prețul pe care îl are Black Kiss este wow. Deja acum a început să se transforme și să devină din ce în ce mai frumos. Cât am vorbit? 2-3 minute în care este el mai ierbos așa și mai condimentat, un pic mai ciudățel, dar acum începe să se transforme și devine din ce în ce mai frumos. Dacă cumpărați parfum, este super potrivit în perioada rece, de-abia de aici încolo încep să-l folosesc. Dacă luați parfumul acesta, dați-i câteva minute și o să vedeți că se transformă în ceva superb. Ei bine, acestea au fost parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Poate îmi spuneți și voi ce parfumuri ați mai purtat în ultima perioadă. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like, puteți să împărtășiți și cu prietenii voștri, să mă urmăriți și pe Instagram, acolo unde postez zilnic. Și până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!